Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, respectiv cea la limba și literatura română, i-a readus pe absolvenții de clasa a 12-a în băncile școlii. Această etapă de examinare face parte din cel mai important hop pe care îl are de trecut un licean. Peste 3.900 de elevi au fost așteptați să se confrunte cu subiectele primei probe scrise examenului de bacalaureat. Dintre aceștia, aproximativ 3.365 sunt absolvenți din promoția 2014-2015, iar peste 600 sunt din promoțiile anterioare. Deși fiecare dintre ei s-a gândit că la subiectul al treilea ar putea să aibă de argumentat o poezie sau orice alt gen literar, absolvenții s-au bucurat când au văzut că au de redactat un eseu despre relația dintre două personaje dintr-un roman interbelic. A fost foarte ușor, chiar dacă la subiectul 3 ne-am picat harapa, puteam să scriem, eu am scris harapa, bineînțeles. Și la subiectul 1 ne-am picat un gen dramatic și a fost chiar ușor. Destul de ușor a fost, ne-am descurcat foarte bine și sperăm la rezultate foarte bune. Ce subiect v-a picat de argumentat? Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda. Și ce ai ales tu? Harap alb de Ion Creangă. Bine, bine. Cât te-ai pregătit pentru subiect? Foarte mult. Și ce ți-a picat la subiectul 3? Nu știu. Ion Creangă și am scris Harap alb. În data de 30 iulie urmează proba scrisă la limba și literatura maternă, în 1 iulie proba obligatorie a profilului, în 3 iulie proba scrisă la alegere, urmând ca în 6 iulie să se afișeze primele rezultate. Tot atunci se pot depune contestațiile, iar în data de 10 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Cei care nu vor reuși să promoveze etapa din vară mai au o șansă din 13 iulie, când vor avea loc înscrierile pentru cea de-a doua etapă a bacalaureatului, respectiv cea din toamnă. În plin miez de vară, Biserica Creștină prăznuiește în fiecare an la 29 iunie pe unii dintre cei mai mari, mai cunoscuți și mai venerați dintre sfinți, și anume pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. E o sărbătoare cu profunde rezonanțe spirituale în sufletele creștinilor care cinstesc pe cei doi mari corifei ai apostolilor, care și-au închinat întreaga viață propovăduirii cu timp și fără timp a Evangheliei lui Hristos. Ba mai mult, au pecetluit această lucrare cu sângele lor vărsat martirii pentru Hristos și pentru biserica sa. Sărbătoarea Sfinților Apostoli este una dintre cele mai importante sărbători bisericești din cursul anului și poate dintre cele a doua, a treia ca importanță din sărbătorile Sfinților, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt corifei apostolilor, sunt cei din tâi dintre Sfinții Apostoli și care sunt sărbătoriți cu mare cinste, cu mare evlavie, atât în răsăritul creștin cât și în apusul creștin. Și astăzi, practic, este plenitudinea acestei sărbători, care este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, deci Sfânta Liturghie, la care am fost prezenți 29 de slujitori, au slujit astăzi, a fost 9 în aprestul Varsănuf, iar episcopul Râmnicului a fost protosul și încă 9 episcopi, 9 preoți și 11 diaconi și credincioși care vedeți. Amândoi au murit în anul 67. Apostolul Petru a fost răstignit cu capul în jos la Roma, iar Sfântul Apostol Pavel a suferit moartea prin tăierea capului. De aceea au sărbătoarea comună la 29 iunie. Biserica Ortodoxă a instituit în întâmpinarea acestei importante sărbători un post de mai multe zile. La un an de la alegerile pentru Parlamentul European, eurodeputatul hunedorean Siegfried Mureșan a tras linie și a prezentat presei hunedorene realizările sale în toată această perioadă, dar și obiectivele pe care vrea să le atingă în următorii ani. Principala problemă identificată de eurodeputatul Siegfried Mureșan este cea legată de situația mineritului din Valea Jiului, dar și de imposibilitatea locuitorilor din această zonă de a atrage fonduri europene. Oamenii din regiune, fiindcă trăiesc, sunt încadrați la oraș, au buletin de oraș, nu pot absorbi fondurile europene destinate în mediul rural. Deci ei au buletin de oraș, dar pentru a lucra într-un câmp sau gospodăria pe care o au, nu se încadrează
la criteriile necesare pentru absorbția de fonduri europene dezvoltării mediului rural al agriculturii. Și la fel am promis aici că voi intra în dialog cu Comisia, un dialog foarte ferm cu Comisia Europeană pentru a vedea care sunt criteriile care stau la baza practic, pe ce criterii se alocă aceste fonduri și ce trebuie făcut pentru ca un om care deși are buletin de oraș, dar practic modul lui de viață este un mod specific mediului rural, să poată accesa acele fonduri europene. Eurodeputatul Hunedoren și-a arătat totodată nemulțumirea față de modul în care au fost folosiți banii acordați de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție pentru anii 2007-2013 19 miliarde euro fonduri structurale și de coeziune. Să ne îmbunătățim infrastructura, să terminăm autostrăzile, să îmbunătățim căile ferate, să ne facem poduri, canalizare, apă și așa mai departe. 19 miliarde în intervalul 2007-2013, bani pe care avem voie să-i cheltuim până la 31 decembrie 2015. Toți banii pe care nu-i cheltuim până la 31 decembrie 2015, adio, se pierd. Până în momentul de față am cheltuit aproape 12 miliarde de euro, deci încă 8 miliarde de euro necheltuite din banii puși gratuit la dispoziția României de Uniunea Europeană pentru a merge și noi înainte, a dezvolta țara asta. La sfârșitul acestei săptămâni, europarlamentarul a discutat și cu minerii din Valea Jiului și a promis că va încerca să găsească o soluție la problemele lor. Cu fiecare zi ce trece, terasamentul cedează pe drumul dintre Petroșani și Jieț, dar acum trebuie reluată licitația. Asta pentru că firmele ce s-au prezentat la prima licitație nu aveau toate documentele. Traficul a fost o vreme restricționat după ce anul trecut de Paști dealul a luat-o la vale pe o porțiune însemnată din drum. De atunci însă traficul a fost reluat, iar terasamentul stă și mai rău. Însă mai avem de așteptat cel puțin încă o lună din cauza birocrației generată de licitația incompletă. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la CNDAR, a fost făcută licitație pentru porțiunea respectivă de drum. Din păcate, firma sau firmele care s-au prezentat nu au pus documentația completă și s-a anulat licitația. Urmează să se facă din nou licitație și sperăm noi că până în toamnă să se poată lucra și aici. În cât timp se va relua licitația aici? Păi, cred că într-o lună de zile se va relua. Știți că există termene de contestație care trebuie respectate. Terasamentul în acest loc a plecat la vale după ploile torențiale de anul trecut și pe subartera rutieră s-a format un crater gol, care a trebuit să fie umplut. Deocamdată traficul nu mai este restricționat, iar lucrările de reabilitare se fac doar la DN7A spre Voineasa. Locuitorii din comuna Crișcior au avut parte de un sfârșit de săptămână pe acorduri de taragot. În satul Gura Barza s-a organizat a patra ediție a sărbătorii taragotului, unde au fost invitați interpreți de mare valoare ai cântecului popular și mai ales instrumentiști consacrați ai taragotului. Ediția din acest an a sărbătorii taragotului a avut ca invitații în recital pe maestrii Pera Bulz, Adi Neamțu, Ionel Coza, Petrica Pașca, Dorel Sparios, Nelu Gabor și mulți alții. În recital a fost invitat solistul Petrica Moise. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara și Primăria Comunei Crișcior. Cred că este foarte importantă pentru noi, este foarte importantă pentru muzica populară, este foarte importantă pentru instrumentiști. Și cu siguranță o să mă întrebați cum am ajuns la această concluzie, cum am ajuns să organizăm această sărbătoare, să dăm cinste acestui instrument minunat. Pentru că, în primul rând, am constatat că în ultima perioadă, în ultimii ani, se pune destul de puțin preț pe instrumentiști. Și atunci, avându-l protagonistă, Pera Bulz, am gândit împreună cu colegii mei de la centru, Consiliul Județean, să organizăm această sărbătoare a taragotului, care de la început și până astăzi și sper și astăzi a fost un mare succes. Am adus bucurie în primul rând instrumentiștilor. Ediția a patra se ține tot la Crișcior, alături de cetățenii comunei. Sperăm că și astăzi să fie în număr cât mai mare. Festivalul se numește Al Taragotului pentru că promovează acest minunat instrument care este atât de reprezentativ, specific acestei zone. Și cu siguranță
Oamenii de aceea sunt încântați să participe la acest festival, fiind reprezentativ pentru ei. O ediție specială a Taragotului, unde toți instrumentiștii căutăm să ne lansăm, să ne depășim unii pe alții, să respectăm tradițiile și momentele cele mai importante este păstrarea tradițiilor folclorului local, la care eu țin foarte mult. De toată viața mea asta am făcut, am păstrat și am avut succes. Este remarcabil și este o felicit pentru asta și o îmbrățișez cu tot respectul pe Mariana pentru că se interesează și pentru că își dă silința ca să se desfășoare asemenea manifestări. De așa manieră încât publicul să se bucure, să guste, să asculte ce înseamnă sunetul taragotului. Și oamenii au fost încântați de spectacolul oferit de cei mai consacrați taragotiști. Este binevenită pentru noi, având în vedere că este o zonă cu mari dificultăți, n-are rost să le enumerăm, mai merităm și noi un spectacol gratis în privința noastră. Mulțumim domnului primar și tuturor celor care s-au implicat. Este alături de noi în orice privință. În tot anul am fost prezent. Frumoase, bine primite pentru Comuna Crișor. Sărbătoarea Taragotului a fost organizată pentru prima dată la Vața de Jos și a reprezentat dorința devenită realitate a interpreților hunedoreni, care a mocnit ani de-a rândul în sufletele multor artiști. Poetul Dumitru Dumitrescu și-a lansat la sfârșitul săptămânii trecute al 7-lea volum de poezii, intitulat Revelațiile Tăcerii. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva. La eveniment au luat parte scriitori din județul Hunedoara, care și-au exprimat admirația față de evoluția poetului în arta poeziei. Evenimentul a fost deschis de Marcel Lapteș, care a făcut o scurtă analiză a volumului Revelațiile Tăcerii. Din punct de vedere estetic, aș spune că poezia lui Dumitru Dumitrescu este puțin mai grea, în sensul că metaforele, stilistica sa, este de fapt o experiență, un laborator de cuvinte în care el dorește să iște frumuseți noi, așa cum spune poetul, și să le dea oamenilor. De fapt, într-un cuvânt, la sfârșitul cărții, el spune așa: vreau ca să dau bucuria cuvintelor oamenilor de pretutindeni. Dumitru Dumitrescu, cu simplitatea ei caracteristică, și-a explicat propriile reflexii asupra vieții oamenilor consemnate în versuri. Biblioteca Județeană respectă o frumoasă tradiție, găzduind astăzi o nouă lansare de carte, lansarea unui nou volum de versuri. Îl felicităm cu această ocazie pe poetul Dumitru Dumitrescu. A împlinit o frumoasă vârstă, o vârstă a deplinei înțelepciuni și maturități. El se află astăzi în mijlocul nostru cu al 7-lea volum de poezie intitulat Revelațiile Tăcerii. Ca și volumele anterioare, acest nou grupaj de poezii ne relevă un poet sensibil, preocupat de marile și eternele interogații filozofice, interogații cărora le caută răspunsuri. Eu las la latitudinea cititorului să o citească, pentru că pentru ei am făcut-o și rămâne de văzut ca în următoarele mele opere să merg pe aceeași linie, să fiu aproape de inima lor și să mă fac înțeles și iubit de, nu numai de deveni, de toți cei care sunt. În același timp vreau să aduc o mulțumire Bibliotecii Județene Hunedoara. În anul 2013, când a primit premiul literar pentru poezie oferit de Liga Scriitorilor din România, filiala județului Hunedoara, s-a spus despre poezia lui Dumitru Dumitrescu că este un adevărat incontestabil. Acest lucru este demonstrat cu fiecare apariție literară a poetului. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Polițiștii compartimentului Sistematizare și Legalitate Transporturi din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara au desfășurat în județ mai multe activități în scopul depistării și sancționării contravenționale a conducătorilor auto care efectuează transport public de persoane contra cost fără a deține autorizație taxi. De asemenea, polițiștii au efectuat controle și pe linia respectării perioadelor de conducere și odihnă de către conducătorii autovehiculelor destinate transporturilor rutiere publice.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au sancționat 4 conducători auto pentru nerespectarea prevederilor legii taximetriei, într-una dintre situații fiind dispusă și măsura administrativă de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului folosit la săvârșirea contravenției pe o perioadă de 6 luni. Alte 4 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea legislației privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto. De asemenea, 15 conducători auto au fost sancționați pentru nerespectarea codului rutier, în 4 situații fiind ridicate certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru defecțiuni tehnice sau lipsa asigurării obligatorii. În urma acestor activități, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Lucrările la DN67C pe teritoriul județului Alba au fost reluate după 3 ani la începutul acestei săptămâni. Reabilitarea întregii porțiuni de 148 de kilometri între localitățile Sebeș din județul Alba și Bengești, județul Gorj, a început în 2009. 3 ani mai târziu, firma constructoare a intrat în insolvență. Lucrările la cei 79 de kilometri de pe Transalpina de pe teritoriul județului Alba ar urma să dureze o lună și jumătate, timp în care trebuie asfaltată șoseaua și montate parapetele. În această perioadă, drumul nu va fi închis, dar se va circula cu restricții. Cunoscută și sub numele de Drumul Regelui, Transalpina este considerată cea mai înaltă și mai frumoasă șosea din România. Are o lungime de 148 de kilometri, iar cel mai înalt punct este în pasul Urdele, situat la peste 2100 de metri. Drumul străbate județele Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba. De anul viitor, orice român s-ar putea înscrie în armată. Țara noastră se pregătește să introducă de la 1 ianuarie 2016 stagiul militar pe bază de voluntariat. Inițiativa legislativă depusă de un deputat PSD și susținută de ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa îi vizează pe tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani, care s-ar putea înrola pentru 6 luni, ar fi instruiți și apoi trecuți în rezervă. O condiție obligatorie este ca tinerii să fie devotați statului român și să fie dispuși să participe necondiționat la stagii de pregătire în țară și în străinătate. Ar avea și avantaje materiale, un salariu fix, prime de fidelitate și bani pentru echipamente și hrană. Stagiul militar obligatoriu a fost desființat în 2005. În prezent avem 75.000 de militari profesioniști și 15.000 de civili. Aici încheiem jurnalul, dar nu înainte de a ura la mulți ani tuturor celor care astăzi, de Sfinții Petru și Pavel, își serbează ziua onomastică. Toate cele bune, la revedere!